Mii de civili au fost evacuați din regiunile Lugansk și Donetsk din estul Ucrainei. Între timp sunt pregătite noi transporturi. Specialiștii estimează că un flux important de ucrainieni vor părăsi zona din cauza luptelor și vor cere statutul de refugiat în țările vecine. Cetățenii noștri, cei care ne urmăresc, trebuie să aibă pe radar două, trei chestiuni fundamentale. În primul rând, ceea ce este o evaluare corectă asupra situației actuale. Și vorbim de o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei, care se resimte categoric în planul securității regionale. Deci avem un stat agresor și un stat care se apără în momentul de față, dincolo de șocul apărut încă de la prima oră și al atacurilor rusești. Practic, întreaga comunitate internațională miza pe faptul că Rusia nu va merge mai departe. Din păcate, însă, Rusia a mers mai departe. Deci avem un stat agresor și un stat care se apără în momentul de față. Doi la mână, ca și consecințe, categoric vom vedea un flux de persoane care se deplasează în ucrainieni care se deplasează de la est la vest în Ucraina, o parte dintre ei vor depăși și granițe și vor deveni refugiați. Vor veni în Polonia, vor veni în România, vor veni în alte state din regiune. Deci ar trebui să accelerăm pregătirile deja în lucru pe care le fac autoritățile române. Federația Rusă își dorește mai mult decât controlul regiunii Donbas. Este de părere conferențiar universitar dr. Alba Popescu, specialistă în geopolitică și studii de securitate. Din punctul meu de vedere, obiectivele strategice ale Federației Ruse în acest moment sunt asigurarea unui coridor terestru între cele două republici separatiste și Crimea și transformarea Mării Azov într-un lac rusesc. Ce înseamnă acest lucru? Preluarea controlului coastei ucrainene a Mării Azov, astfel încât să își asigure spațiul pentru flota din Caspica, o flotă pe care o aduce prin canalul Rostov-Don. Deci acesta ar fi obiectivul de moment. Pasul al doilea îl reprezintă preluarea controlului estului Ucrainei, pe aliniamentul fluviului Nipru. Deci asta înseamnă dinspre zona Kherson până la Kiev. Și pasul al treilea, cel puțin, preluarea sau dezenclavizarea Transnistriei prin preluarea controlului zonei estuarului Nistrului, ceea ce presupune de asemenea preluarea controlului zonei Găgăuziei. Potrivit analistului de geopolitică și studii de securitate Alba Popescu, pericolul pentru noi îl reprezintă în special situația insulei Șerpilor. Dacă Rusia va prelua acest loc strategic, va ajunge la gurile Dunării. Pe de altă parte, istoricul Mircea Dogaru consideră că Rusia nu va ataca niciodată un stat membru NATO. La ora actuală, noi suntem stat membru NATO, Putin nu va ataca niciodată un stat membru NATO. Tot circul ăsta pe care îl facem nu-i văd rostul. În ceea ce privește acțiunile lui Putin, au fost anunțate în 2008 la București la summitul NATO de atunci, în prezența lui George W. Bush, când a spus textual, iar memoria mea funcționează ca istoric, Ucraina este o construcție artificială formată din teritorii luate de la ruși partea de est și teritorii luate de la Polonia, Lituania și România. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat pentru vineri un summit în format virtual și a dat asigurări că Alianța Nord-Atlantică va suplimenta prezența în Europa de Est pentru a se adapta noi realități geostrategice. El a cerut ferm Rusiei să-și retragă trupele și să aleagă diplomația. La rândul său, președintele Comisiei Europene l-a acuzat pe Vladimir Putin de faptul că a readus războiul în Europa. Ursula von der Leyen a anunțat un pachet de sancțiuni masive la adresa Moscovei, vizând baza economiei ruse și capacitatea acesteia de a se moderniza.